Confederația Națională Sindicală, CNS, cartel Alfa, a dat semnalul de mobilizare națională în perioada 17-21 octombrie pentru a cere guvernanților creșterea urgentă a salariilor și pensiilor. Sindicaliștii vor protesta și împotriva creșterilor aberante a prețurilor la energie electrică și gaz, care afectează grav viața salariaților, cât și bunul mers al societăților comerciale. Mitinguri antisărăcie vor fi organizate în 17 octombrie și la Mintia și Deva. Structurile de decizie din cadrul Confederației Naționale Sindicale Cartel Alfa au stabilit organizarea unor acțiuni de protest la nivel național. Costurile aberante la energie și costurile în creștere ale alimentelor și ale altor bunuri esențiale forțează milioane de lucrători să facă alegeri dureroase și îi împing pe mulți în sărăcie. În același timp, atragem atenția și asupra faptului că în contextul actualelor prețuri, foarte multe unități economice sunt puse în situația de a-și înceta activitatea, iar cetățenii români vor fi puși în situații dramatice din cauza superficialității cu care este tratată problema la nivel politic, se arată într-un comunicat al Confederației Sindicale. Protestul Cartel Alfa se va derula sub forma a două caravane, care vor porni din Ardeal și Moldova spre București, cu mitinguri organizate în fiecare localitate de pe traseu, unde există riscuri majore de blocarea unor activități de producție și pierderea locurilor de muncă. Cele două caravane se vor întâlni la București, unde va avea loc pe data de 20 octombrie un amplu miting. În județul nostru vor avea loc mitinguri luni 17 octombrie în fața termocentralei de la Mintia de la ora 14, iar de la ora 15 la Deva.